Căsătorie cu Dasila de Molière. Traducere de Tudor Mușatescu. În distribuție Alexandru Arșinel, Virgil Ogășanu, Valentin Uritescu, Adriana Trandafir, Alexandru Bindea, Valentin Teodosiu, Ana Maria Donosa, Eugen Cristea. Regie artistică Dan Puican. Deci, ne-am înțeles. Să aveți grijă de casă și totul să fie în ordine. Da. Dacă mi-aduce cineva bani, să mă chemați imediat de la domnul Geronim. Da. Da. Și dacă vine cineva să-mi ceară, spuneți că nu mă întorc decât la noapte. Am înțeles, stăpâne. Oho, domnule Zgadarenu, potro așa grăbit. A, domnule Geronimo, te întâlnesc la timp. La dumneata veneam. La mine cu ce scop, dacă nu te superi? Să te rog să-mi spui părerea dumitale într-o chestiune. Cu cea mai mare plăcere. În secolul nostru se găsesc foarte puțini prieteni sinceri. E foarte adevărat. Așa că, domnule Geronimo, făgăduiește-mi când vei răspunde sincer. Îți făgăduiesc. Dă-ți cuvântul de onoare. Hai, pe cuvântul meu de prieten. Și acum spune-mi despre ce e vorba. Crezi că aș face bine să mă însor? Ce părere ai? Păi mai întâi te rog să-mi spui un lucru. Da. Cam ce vârstă ai? Drept să spun, nu știu exact, dar știu că mă țin foarte bine. Cum? Nu știi ce vârstă ai, nici măcar așa, pe aproape? Nu, parcă te gândești vreodată la asta? Da, ia spune-mi dacă ești bun. Câți ani aveai atunci când ne-am cunoscut noi? N-aveam decât 20 de ani pe atunci. Și cât am stat noi împreună la Roma? 8 ani. 8 ani, și în Anglia cât ai stat? 7 ani. Dar în Olanda unde te-ai dus pe urmă? 5 ani și jumătate. 5 ani și jumătate. Și de când te-ai întors aici cât sunt? M-am întors în 56. Din 56 sunt 12 ani până acum. 5 ani în Olanda fac 17, 7 ani în Anglia fac 24, 8 ani cât am stat la Roma fac 32. Și cu 20 pe care îi aveai când ne-am cunoscut, așa în e. Total fac exact 52 de ani. Cine? Eu? Nu se poate. Ei, asta e. Păi, dar socoteala este exactă. Și deci am să-ți spun sincer și prietenește. Așa cum ai cerut. Că însurătoarea nu mai e de dumneata. Iar eu îți repet că sunt absolut hotărât să mă căsătoresc cu fata pe care am pețit-o. Păi stai, în cazul ăsta e cu totul altceva. Da. Mie nu mi-ai spus că ai și pețit-o. E o fată pe care o iubesc din toată inima. O iubești din toată inima? Da, și căsătoria trebuie să aibă loc chiar astăzi. N-am dat cuvântul. În cazul ăsta însoară-te. Eu nu mai am nimic de spus. Altădată nici nu voiam să aud de însurătoare. Acum vreau o femeie frumoasă care să mă alinte în fel și chip, să mă răsfețe și să mă frecționeze pe spate când o să fiu ostenit. Da. Și în afară de fericirea asta, socotesc că a rămâne mai departe burlac ar însemna să lasă să se stingă de pe lume neamul zganarelilor. De câtă vreme, însurându-mă, parcă mă văd cu o jumătate de duzină de zganari în jurul meu. Păi nimic nu poate fi mai plăcut decât așa ceva și te sfătuiesc să te însori cât mai repede cu putință. Serios? Da. Mă sfătuiești cu toată sinceritatea? Păi fără discuții, e cel mai bun lucru pe care ai putea să-l faci. Să spun drept, sunt încântat că un prieten bun ca dumneata îmi dă un astfel de sfat. Și cine e, mă rog, persoana cu care o să te însori? Dorimena. Dorimena! Tânăra aceea cochetă și frumos gătită întotdeauna, fata domnului Alcantor? Chiar ea. Și sora unui oarecare Alcidas, care se ocupă cu scrima? Exact.
Ce părere ai? Că e o partidă foarte bună și că trebuie să te însori imediat. N-am avut dreptate când am făcut alegerea asta. Fără nicio discuție, grăbește-te numai să o faci cât mai repede. Cuvintele astea mă umplu de bucurie. Îți mulțumesc pentru sfat și te rog să fii invitatul meu la nuntă. Nu voi lipsi. O să te onorez cu prezența mea. Da. Omul dumitale, te aștept. Bună. Am plecat. Cred că o văd venind pe Dorimena. Du-te. Căsătoria asta o să fie cu siguranță fericită, fiindcă toată lumea care aude de ea se bucură. Uite-o, ea e iubita mea, Dorimena. Ce frumoase. Dorimena! Da? Ce aer, ce talie. Cred că nu există om pe care văzându-o să nu-l tracă fiore. Unde te duci, Dorimena? Mititica mea frumoasă, viitoarea și scumpa soția viitorului tău soț. Mă duc după niște cumpărături. După cumpărături, frumoasa mea. Acum, în sfârșit, o să fim fericiți și unul și altul. Nu o să mai ai dreptul să-mi refuz nimic. Nu. O să fie a mea din tălpi și până în creștet. Da? Și o să fiu stăpân pe ochișorii tăi vioi, pe năsucul tău braznic, pe buzele tale fragede. Vai! Pe urechișele tale drăgălașe, pe senișorii tăi rotunjor. Nu-i așa că și tu ești foarte mulțumită de căsătoria asta, dulcea mea, durdurie? Foarte mulțumită, jur! Da? Fiindcă până acum severitatea tatălui meu m-a ținut într-o sclavie dintre cele mai groaznice. Mai de mine. Dumneata, ai venit tocmai la timp să mă salvezi. Da. Așa că de acum înainte vreau să petrec și să mă distrez. Da. Îmi plac vizitele. Da. Jocul de cărți. Petrecerile. Și plimbările. Da. Într-un cuvânt, toate plăcerile ușoare ale vieții. Ușoare. Și trebuie să fii foarte încântat, da, că vei avea o soție cu firea și gusturile mele. Da. Odată căsătoriți, o să conviețuim ca doi oameni care știu cum trebuie să trăiască. Așa. Nici o bănuială n-o să ne tulbure mintea. Da. Și e destul să te încredințezi de fidelitatea mea, da, ca să fii convins, da, după cum și eu să fiu convinsă de fidelitatea dumitale. Da, dar ce ai? De ce te-ai schimbat așa la față? Nu știu. M-a apucat așa un fel de amețeală. Căsătoria noastră o să te vindece, da? Și o să te facă fericit. Sper. La revedere. La revedere. Sunt grăbită să-mi cumpăr niște rochii mai de Doamne ajută, da? Ca să scap o dată de joarsele astea. Așa. Mă duc repede să termin de cumpărat tot ce-mi trebuie și o să-ți trimit negustorii cu notele de plată. Vrei de mine cu notele de plată? Tu nu ești ganarel. Da, sunt aici. Tu ești ganarel, dar nu pleca. Îmi pare bine că te mai găsesc aici. Da, sunt aici. M-am întâlnit cu un bijutier care, auzind că ai fi amator de un inel cu un diamant frumos ca să-l dăruiești soției dumitale, da, m-a rugat să-ți spun că are de vânzare unul, da, dintre cele mai frumoase diamante din lume. Da, cele mai frumoase. Da, dar nu e chiar așa de urgent, Geronimo. Ce înseamnă asta? Unde e înflăcărarea pe care o arăta aia din aur? Uite, vezi că de câteva clipe am început să am unele mici îndoieli în privința căsătoriei. Și înainte de a merge mai departe, aș vrea să mi se tălmăcească un vis pe care l-am avut azi noapte și de care abia acum mi-am adus aminte. Știi și dumneata că visele sunt ca niște oglinzi în care descoperi câteodată ceea ce trebuie să ți se întâmple. Unde se făcea că mă aflam într-o corabie pe o mare foarte agitată. Și că domnule Zganare, acum am unele treburi care mă împiedică să te ascult. Eu nu mă pricep deloc la vise. Cât despre căsătorie,
ai la îndemână doi învățați, doi filozofi, vecinii dumitale, Pancratius și Marfurius, care sunt capabili să-ți spună tot ceea ce se poate spune asupra acestei probleme. Cum fac parte din școli filozofice diferite și au păreri diametral opuse, vei putea să judeci cât mai bine părerile fiecăruia în această chestiune. În ceea ce mă privește, eu rămân tot la ceea ce ți-am spus adineauri. Sluga dumitare. Sluga dumitare. Sluga dumitare. Sluga dumitare. Are dreptate. Are dreptate. În nesiguranța și șovăiala în care mă aflu, trebuie să cer și sfatul acestor oameni. Să alerg mai întâi la cine de mine? La Pancratius. Văi de mine. Un om care a trebuit luat la coamă din Republica Literelor. Văi de mine. Mie mi se adresează vestitul învățat. Ești un incult, incultissimus, și un ignorant, ignorantissimus. Timus. În toate cazurile și modurile cu putință. Domnule, vrei să te apuci să raționezi și nu știi nici măcar elementele rațiunii. Doamne, nici nu mă vede de furios ce e. Cu plecăciune... plecăciune, domnule doctor. Bună ziua. Domnule Aristotel, s-ar putea ști ce v-a înfuriat atât de tare? Nu se poate, un incult a îndrăznit să susție ca valabil o propozițiune complet greșită, ceva nemaipomenit, îngrozitor, înspăimântător. Hai de mine, și aș putea să întreb și eu... Care anume propozițiune? Domnule Scanarel, astăzi totul e pe dos și lumea a decăzut într-o stare de corupție generală. Așa. O libertate prea mare, înspăimântătoare, domnește peste tot. Și oamenii legi, care sunt puși special ca să mențină ordinea în țara aceasta, ar trebui să le pleznească obrazul, pentru că tolerează un scandal de neîngăduit ca acela despre care e vorba. Spune și dumneata, nu e ceva îngrozitor, strigător la cer, să se pronunțe în mod public forma unei pălării? Vai de mine și de... Poftim. Eu susțin că trebuie să se spună aspectul unei pălării și nu forma. Așa e. Cu atât mai mult cu cât există o diferență între formă și aspect. Forma fiind înfățișarea exterioară a corpurilor însuplețite, iar aspectul înfățișarea exterioară a corpurilor neînsuplețite. Și fiindcă pălăria este neînsuplețită, trebuie să se spună aspectul unei pălării și nici de cum forma. Un incult. Domnule doctor, nu vă mai gândiți la toate astea. Nici nu mai știu pe ce lume sunt de furi. Lăsați-o încolo de formă și de pălărie. Este o lichea patentată, un incult. Un incult? Eu vreau să îndrăznească, să-mi susție mie o astfel de propozițiune, o propozițiune condamnată de Aristotel. Aveți dreptate și acum vă rog să mă ascultați pe mine. Vă căutam ca să vă consult în privința unei chestiuni care nu-mi dă pace. Am de gând să-mi iau o nevastă. Persoana în chestiune e frumoasă, bine făcută, îmi place foarte mult și ea e încântată să mă ia de bărbat. Mi-e teamă însă oarecum de ceea ce bănuiți și dumneavoastră, de nenorocirea pentru care nimeni nu e compătimit. Și țineam foarte mult să vă rog, în calitatea dumneavoastră de filozof, să-mi spuneți ce părere aveți dumneavoastră în această chestiune. Nu se poate așa, pe decât să admir că trebuie sus forma unei pălării, mai bine recunosc că datur va cum în rerum natura și că eu nu sunt decât un mare dobitoc. Domnule doctor, și mai ascultați un pic și pe alții? Da, te rog să mă ierți. Nu am motive întemeiate să fiu furios. Nu vă mai gândiți la asta și aveți bunăvoința să mă ascultați și pe mine. Fie. Așa, ce vrei să-mi spui? Vreau să vorbesc despre ceva. Da, bravo. Ceva. Și ce limbă preferi să o folosești ca să stai de vorbă cu mine? Ce limbă? Te întreb în ce limbă, fiindcă, adică, cum să vă spun ca să mă înțelegi mai bine, adică în ce idiom, adică în ce limbă vorbită? Ah,
asta e altă socoteală. Vrei să-mi vorbești italienește? Nu. Spaniolește? Nu. Nemțește? Nu. Englezește? Nu. Latinește? Nu. Grecește? Nu. Ebraică? Nu. Asiriană? Nu. Turcește? Nu. Arabește? Nu. Franțuzește. Ah, franțuzește. Exact. E, atunci treci, te rog, în partea cealaltă, fiindcă urechea din partea asta e rezervată numai pentru limbile străine și științifice. Așa. Și cealaltă e pentru limba maternă. Cealaltă. Multe mofturi mai fac și savanții ăștia. Așa. Da. Și ce dorești dumneata? Să vă consult asupra unei mici încurcături. Asupra unei nedumeriri de natură filozofică, fără îndoială. Vă rog să mă iertați. Vrei poate să știi dacă substanța și accidentul sunt termen sinonim sau echivoci în raport cu insul? Nici gând. Dacă logica este o artă sau o știință? Nici asta. Dacă logica are ca obiect toate cele trei operațiuni ale spiritului sau numai pe a treia singură? Nu. Dacă esența binelui este situată în apetibilitate sau în conveniență? Dar de unde? Dacă binele se confundă cu finalitatea? Nu. Dacă finalitatea poate să ne emoționeze prin ființa ei reală sau prin ființa ei intențională? Nu. Atunci spune-mi odată ce vrei, că eu nu pot să-ți ghicesc gândul, zic. Asta vreau să vă spun, dar trebuie să fiu ascultat. Chestiunea pe care vreau să vă spun este că am poftă să mă însor cu o fată tânără și frumoasă. O iubesc mult și am cerut-o tatălui său, dar cu mie mi-e teamă de... Graiu i-a fost dat omului ca să-și poată explica gândirea. Of, domnule, nu mai pot. Oprește-te, domnule, stai o Cuvântul nu este altceva decât gândirea exprimată printr-un semn exterior, de unde se explică de ce acei care gândesc bine sunt și acei care se exprimă bine. Așadar, sigur că da. Explică-mi ce gândești, dar prin cuvinte, da. Deci cuvântul este cel mai ușor de înțeles din toate semnele. Păi asta vreau și eu să fac. Dumneata însă nu vrei să mă asculți. Nu te băga așa în ureche, că mă doare ureche. Vreau să spun, vorbești, da. Domnule, în primul rând, te rog să fii scurt. O să fiu. Și să nu fii prolix. Domnule, rezumă tot ce ai de spus printr-o apoftegmă cât mai laconică. Tocmai că e o băiață. În ocol sau vorbe cu subînțeles. Nu mai pot, m-ai omorât. Îmi vine să-ți antuna să mă ții minte. În loc să spui limpede ce vrei să spui, îți sare țandăra. Ești mai obraznic chiar decât individul acela care a dorit să susțină că trebuie spus forma unei pălării. Și o să-ți dovedesc oricând și oriunde, atât prin raționamente demonstrative și convingătoare, cât și prin argumente în barbara, că dumneata nu ești și n-ai să fii niciodată altceva decât un dobitoc. Dobitoc. În timp ce eu sunt și voi fi întotdeauna in utrobe iure, marele filozof Pancratius. Filozof, du-te de aici, frecaule! Du-te-mi doar până ce? Frecaule! Ah, fie rar a furisit să fie deștepți ăștia care n-ascultă niciodată de ce le vorbește omul. Auzisem eu de mult că maestrul lor Aristotel n-a fost decât un flecar. Trebuie să mă duc să-l caut pe amicul lui Pancratius. O fi mai serios și mai cu cap. Parcă aici stătea. Ce vrei de la mine, domnule Zganarel? Domnule doctor Marfurus, am venit la dumneavoastră într-o mică chestiune. Vreau să vă cer sfatul. Domnule Zganarel, schimbă, te rog, felul acesta de a vorbi. Filozofia noastră ne poruncește să nu enunțăm nicio propozițiune precisă. Da? Să vorbim, indiferent despre ce, cu nepreciziune, lăsând totdeauna înțelesul în suspensie, de care dumneata nu trebuie să spui am venit. Nu? Dar cum? Ci mi se pare că am venit. Mi se pare? Păi vezi bine de vreme ce am venit. Nu este niciun fel de consecință și s-ar putea să ți se pară fără ca faptul să existe într-adevăr. Cum? Nu e adevărat că am venit? Nu e sigur. Și trebuie să ne îndoim de orice? Adică
Eu nu sunt acum aici și dumneavoastră nu-mi vorbiți în clipa asta? Am numai impresia că ești aici și numai mi se pare că-ți vorbesc, dar nu e sigur deloc că e așa. Vă bate joc de mine. Sunt aici și sunteți aici fără nicio discuție și nu mai poate să existe niciun fel de mi se pare la mijloc. Să lăsăm, vă rog, filozofiile astea și să vorbim de ce mă doare. Am venit să vă spun că mi s-a făcut însurătoare. Nu știu nimic. Fata pe care vreau să o iau e foarte tânără și foarte frumoasă. Tot ce se poate. Aș face bine sau rău să o iau de nevastă. Ori una, ori alta. Eu întreb dacă aș face bine însurându-mă cu fata despre care vorbeam. Depinde de cum brodești. Aș face rău? Cum s-o întâmpla? Răspundeți limpede, vă rog. E și intenția mea. O mare slăbiciune pentru fata. Tatăl ei mi-a acordat mâna. S-ar putea? Luând-o de nevastă, mi-e teamă. Mi-e teamă că o să fiu încornorat. Nu e deloc exclus. Și dumneavoastră ce credeți? Nimic nu e imposibil. Și dumneavoastră ce-ați face dacă ați fi în locul meu? Ce mă sfătuiți să fac? Faci ce-ți place. Turbezi! Turbezi! Eu unul mă spăl pe mâini. Ești un aiurit! Un ticălos afurisit! Te învăț eu să vorbești ca oamenii, nu ca filozofii. Câteva bastoane pe spinare și... Ce? Au! Au! Da! Acum ți-ai luat prada pentru plecarea ta. Ești mulțumit. Dar cum e cu putință o asemenea necuvință să fiu insultat în modul acesta? Să ai cu tezalța să bați un filozof de taia mea? Schimbă-te, rog, felul ăsta de a vorbi. Trebuie să ne îndoim de orice lucru. Nu trebuie să spui că te-am bătut, ci că ți se pare că te-am bătut. Mă duc să depun plângere la comisar pentru loviturile pe care le-am primit. Eu nu mă spăl pe mâini. Am urmele pe mine. S-ar putea. Dumneata mi le-ai făcut. Nu e deloc exclus. O să capăt un ordin de arestare împotriva dumitale. Nu știu nimic. O să fii condamnat de justiție, bătăușule. Nemaipomenit! Să nu poți să scoți măcar un singur cuvânt de înțeles de la câinele ăsta de om. Ce să mă fac? Ce să mă fac cu nesiguranța în care mă aflu în legătură cu urmările căsătorii mele? Cred că niciodată n-a existat un om mai nehotărât ca mine. Domnișoarele! Da. Domnișoarele! Cu mine vorbe? Hai, vină la mine! Da? Hai, vină la mine să-ți ghicesc în ghioc și să văd dacă ești fericit! Nu te-a mai părut și broneta asta! Te-a părăsit, drăguța, domnișoarele? Hai, hai! Hai, vină să-ți ghicească țiganca, drăguțule! Vină cu asta, asta ar fi o idee! Vreți să-mi ghiciți viitorul? E viitorul! Adică voi vreau și viitorul, dar și trecutul! Și prezentul îți ghicesc! Așa, prezentul! Da, dar nu trebuie decât să întinzi mâna cu bănuțul în palmă, da? Și îți ghicesc de noroc! Hai, hai, așa, așa! Mâinile amândouă și... Și ce ai cerut în ele? Ia să văd, ia să văd, așa, bravo, bravo. Ah, ai un caracter frumos, domnule dragă. Un caracter foarte frumos. Da, 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 frumos de tot, bravo. Uite, caracterul unui om care o să ajungă cineva într-o zi. Ia să-i, stai. Nu se poate. Ce se întâmplă? Nu se poate, o să te însori curând de tot, domnule dragă. Da? Da, curând de tot. Și o să iei o fată frumoasă. Da, frumoasă. Frumoasă, frumoasă fată o să iei. Da. Da, o fată care o să fie plăcută și iubită de toată lumea. De toată lumea. Și o fată care o să-ți umple casa de prieteni, domnule dragă. Da, da, bine, bine. Până acum e foarte bine. Da, bine. Da, eu spunem... Sunt amenințat cumva să fiu încornorat? Încornorat? Da, încornorat. Încornorat? Dracu să te ia de scorpie, pleacă de aici! Și asta mă lasă pradă îndoielii. Trebuie să cunosc neapărat soarta căsătoriei mele. Să caut un astrolog. Vorbește lumea de...
un magician care prin știința lui grozavă te face să vezi tot ce dorești. Dar pe legea mea, cred că n-am de ce să mă mai duc la astrolog. Iată cine poate să-mi spună tot ceea ce aș vrea să aflu. Dorimena vine încoace. Hai de mine, dar cine o fi tânărul care se ține după ea? Ia să mă duc eu în spatele copacului de acolo. Aș putea să aud ce spun. Ia să încerc. Cum? Vorbești serios, frumoasă Dorimena? Îți bați joc de mine? Vorbesc foarte serios, dragul meu Licast. Dragul meu? Te măriți de adevărat? De adevărat. Și nunta o să fie chiar astă seară? Chiar astă seară. Da. Și poți să fii atât de fără inimă încât să uiți de toată dragostea pe care știi că o nutresc pentru tine și de cuvintele atât de pline de făgăduieli pe care mi le-ai spus? Eu? Dar n-am uitat nimic. Pentru mine ești tot cel de până acum și nu trebuie să fii deloc neliniștit. Așa nu fie. Mă mărit cu un om pe care nu-l iubesc și pe care m-am hotărât să-l iau numai pentru averea lui. Aleluia! Ca mâine închide ochii. Asta mă omoară. Îți garantez că până în 6 luni dă ortul popii fără să mă rog prea mult lui Dumnezeu pentru asta. Aleluia! Voi fi cea mai fericită văduvă. Văduvă? Dorimena! Erai aici? Tocmai de dumneata vorbeam, da. Domnule Zganarel. Da? Spuneam... Ce spuneai? Om, cum se cade și generos ești. Sunt, da. Și ce mult te iubesc. Mă iubești? Te iubesc. Dânsul este? Da, da, da. Dânsul e viitorul meu soț. Noi vedem. Domnule... Vă rog... Dați-mi voie să vă felicit pentru căsătoria dumneavoastră și, în același timp, să vă pun la dispoziție cu cea mai mare plăcere modestele mele servicii. Da, mă rog. În ceea ce vă privește, domnișoară, mă bucur alături de dumneavoastră pentru fericita alegere pe care ați făcut-o. Da. Domnule... Da, prezent. Doresc să devenim prieteni, da? Și să alcătuim o mică societate de petreceri și vizite prietenești. Prieteni, să mă încornoreze. Ne faceți prea multă cinste la amândoi. Da. Dar să mergem, Licast, sunt grăbită. Cu Zganarel o să am destul timp să stau de vorbă. Da, mai vedem. Pe diseară, Zganarel. Da, pe diseară, la Paștele Cai. Ah. O, Doamne, în sfârșit m-am lecuit de însurătoare. M-a costat ceva parare, dar bine că s-a terminat așa. O să pățesc cine știe ce. Să fiu dibaci și să ies basma curată din încurcătură. Trebuie să-i anunț lui al cantor hotărârea mea. Ei, ei, domnule al cantor! Da. Poftim, poftim, bun venit, ginerică, drag. Da, sluga dumitale, domnule. Ai venit să-i dăm zor cu nunta? Iartă-mă. Te încredințez că și eu sunt tot atât de nerăbdător ca și dumneata. Da, bine, am venit pentru cu totul altceva. Am dat ordin să fie totul gata pentru ceremonie? Nu e vorba de asta. Am tocmit lăutari, bucatele sunt pregătite și fiica mea abia așteaptă să te primească. Dar n-am venit pentru asta. Dar pentru ce ai venit? Domnule Alcantor, e adevărat că am cerut-o pe fiica dumitare de nevastă și că mi-ai acordat mâna ei. Sigur. Dar... Socotesc că sunt nițel cam prea bătrân pentru ea și deci nu sunt deloc ceea ce îi trebuie. Ba să mă ierți, fiica mea te găsește foarte bine așa cum ești și sunt sigur că va fi foarte mulțumită cu dumneata. Mișcând! Am câteodată unele ciudățenie de te bagă în sperieți. O, cum așa? Și ar avea prea multe de suferit din cauza firii mele posace. Fiica mea e plină de bunăvoință și o să vezi cât de bine o să se deprindă cu dumneata. Da, în sfârșit. Ce mai turavura? Eu unul nu te sfătuiesc să mi-o dai de nevastă. Glumești. Mai bine aș muri decât să-mi cal cuvântul dat. Nu e nimic. Ți-l dau eu înapoi. Nici pomeneală de așa ceva.
Ți-am făgăduit fata și va fi a dumitale, în ciuda tuturor celor care râvnesc la ea. Domnule Alcantor, îți rămân îndatorat pentru cinstea pe care mi-o faci, dar îți declar că nu mai vreau să mă însor. Cine? Dumneata? Da, eu. Și pentru care motiv, mă rog? Nu mă simt făcut pentru însurătoare. Și apoi vreau să fac și eu la fel ca tata și ca toți bărbații din neamul meu, care n-au vrut să se însoare niciodată. Uite ce este. Fiecare este stăpân pe voința lui. Și eu nu sunt omul care să constrângă pe cineva. Te-ai angajat să te căsătorești cu fiica mea și toate pregătirile sunt făcute. Dacă vrei să-ți iei cuvântul înapoi, o să văd ce e de făcut și o să-ți comunic răspunsul cât de curând. Acum poți pleca. Uite că plec. Am plecat. E un om mai de înțeles decât mi-aș fi închipuit. Credeam că o să am mai multă bătaie de cap cu el ca să scap. Bine că m-am descotorosit de treaba asta, fiindcă aș fi făcut un pas de care aveam să mă căiesc multă vreme. Domnule Zgararel! Da, da! Domnule Zgararel! Oh, domnule Zgararel! Da. Sluga dumneavoastră, domnule Alcidas. Abia m-am despărțit de tatăl dumitale care... Știu, tocmai, domnule, tatăl meu mi-a spus tot. Da, tatăl dumitale a și găsit mijlocul prin care vom rezolva situația. Da, domnule, tatăl meu mi-a comunicat că nu mai vreți să vă căsătoriți cu sora mea. Da, domnule, da, cu toată părerea de rău. A trebuit să renunț. Oh, nu face nimic. Nu? Nu. Îmi pare foarte rău. Vă asigur că aș fi dorit. Vă rog frumos, v-am spus nu face nimic. V-am spus de două ori. De două ori, da, da, da. Vă rog să aveți bunăvoința. Am. Să alegeți una dintre aceste două săbii. Vă rog. Una din săbile astea? Da, vă rog. Și ce să fac cu ea? Domnule, având în vedere că refuzați să vă căsătoriți cu sora mea după ce v-ați dat cuvântul, da. Ne-am gândit să vă adresăm o mică felicitare originală pentru acest gest. O felicitare? Originală. Dar nu înțeleg. Alți oameni ar fi făcut scandal și s-ar fi înfuriat pe dumneavoastră. Da. Numai că noi... rezolvăm lucrurile cu duhul blândeții. Mulțumesc. Am venit să vă spun în mod foarte politicos. Așa e mai bine. Că trebuie, dacă sunteți de acord. Sunt de acord. Să vă tai capul. Apărați-vă. Dar eu n-am cap de tăiat. Bagă, te rog felicitarea la loc înteacă. Nu, să ne grăbim pentru că eu unul nu am timp de pierdut. Angaj! Ce vă așa ceva? Care va să zică, nu vreți să încrucișați spada? Nici prin gând nu-mi trece, jur! Serios? Foarte serios. Foarte bine, atunci o să încercăm cu bastonul. Sper, domnule, că nu aveți niciun motiv să vă plângeți. Nu, sigur că ați observat. Sper că am procedat în tocmai cum se cuvine. Da. V-ați călcat cuvântul pe care ni l-ați dat? Ce să fac? Și am vrut să vă provoc la duel. Da, nu pot. Refuzând să vă bateți în duel, v-am tras câteva bastoane. Vai de fundul meu. Totul este perfect legal. Da? Sunteți un om prea cinstit ca să nu aprobați felul cum am procedat. Da. Haideți, domnule. Ce să zic? Purtați-vă ca un om de lume. Da. Fără să vă lăsați rugat. Da, tot nu s-a isprăvit. Domnul meu. Spuneți-mi. Eu nu constrâng pe nimeni. Da. Trebuie însă să vă bateți în duel sau să vă căsătoriți cu sora mea. Domnule, te asigur că nu pot face niciuna, nici alta. Sigur? Sigur. E ultimul dumneavoastră răspuns? Da. În cazul acesta, cu permisiunea dumneavoastră... Da, mă rog. Vă mai servesc câteva bastoane. Domnule, regret din suflet că sunt... obligat să mă port în felul acesta cu dumneavoastră. Dar să știți că nu mă opresc deloc.
până nu-mi făgăduiți ori că vă bateți în duel, ori că vă căsătoriți cu sora mea. Da, 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 da. Bine, 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 pe dragu, mă căsătoresc. Mă căsătoresc. Oh, mă căsătoresc. Am obosit bătându-vă. Da, da. În sfârșit, domnule, da, s-a sfârșit. Sunt încântat. Vă mulțumesc. Că ați înțeles, vai, cum se zice, de vorbă bună. Da, vai, de fundul meu. Aoleu, ce-am obosit. Da. Și că lucrurile s-au lămurit prin bună înțelegere. Așa s-a lămurit. Pentru că dați-mi voie să vă mărturisesc. Spuneți-mi. Dumneavoastră sunteți omul pe care îl stimez cel mai mult. Vorbi din toată serios. Lumea. Foarte serios. Da. Și aș fi fost nefericit, da, dacă m-ați fi silit să vă tratez cu oarecare asprime. Da, da. Ce aș fi regretat, da. 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 Deci totul e în ordine, da? Da, da. Tată! Da. Surioară dragă! Da. Prieten! Da. Domnul Sganarel, da, este omul cel mai amabil din lume. Ce drăguț ești. A ținut să lămurească toate neînțelegerile, da, dintre noi, da, cu o deosebită bunăvoință. Da. Și nunta... Ei bine, nunta, nunta poate avea loc de-ndată. Îți mulțumesc, dragul meu frate. Surioară. Domnule Sganarel, iată mâna fiicei mele. Tată, da. Bine. Dă-i-o și dumneata pe-a dumitale. Așa. Lăudat fie Domnul. Lăudat fie Domnul. M-ați convins, mă căsătoresc. O iau de soție pe Dorimena. Mă iei de bărbat? Da, dragul meu Sganarel. M-a luat. M-a luat. Ați ascultat Căsătorie cu Deasila de Molière. Traducere de Tudor Mușatescu. Adaptare radiofonică Dan Puican. Spectacol realizat cu sprijinul Loteriei Naționale Române și al Fundației Radio România. Distribuția a fost următoarea: Sganarel, Alexandru Arșinel; Geronimo, Valentin Uristescu; Pancratius, Virgil Ogășanu; Marfurius, Alexandru Bindea; Ghicitoarea, Adriana Trandafir; Dorimena, Ana Maria Donosa; Licast, Ștefan Huluba; Alcantor, Valentin Todosiu; Alcidas, Eugen Cristea; Menajera, Violeta Berbiuc; producător, Vasile Manta; redactor, Domnica Țundrea; asistența tehnică, Mirela Anton; regia de studio, Violeta Berbiuc; regia muzicală, Patricia Prundea; regia tehnică, Vasile Manta; regia artistică, Dan Puican.